Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ce ne împiedică să-i slujim pe alții? Partea a treia. Dar ei, fără să le pese. Matei, capitolul 22, versetul 5. Ce te mai împiedică să-i slujești pe oameni? Indiferența. Un binecunoscut comediant glumea: oamenii de știință au anunțat astăzi că au descoperit remediul împotriva apatiei. Cu toate acestea, ei declară că nimeni nu și-a manifestat nici cel mai mic interes față de el. Am încheiat citatul. Când vine vorba de comunicare, același lucru se poate spune despre mulți dintre noi. Suntem indiferenți față de modul în care suntem înțeleși. Poate nu ne simțim neapărat superiori față de ceilalți, dar nici nu ne abatem de la ceea ce știm pentru a ajunge să înțelegem. De ce? Pentru că e o muncă grea. În realitate, indiferența este o altă formă de egoism care ne împiedică să intrăm în legătură cu oamenii. Romanciera engleză George Eliot a scris odată următoarele: în vastitatea acestei lumi, încearcă să te preocupi și de alte lucruri în afară de satisfacerea și împlinirea micilor tale dorințe egoiste. Încearcă să acorzi însemnătate celor mai bune gânduri sau fapte și altor lucruri bune în afară de acelea petrecute cu propria ta ființă. Apreciază viețile altora mai mult decât propria ta viață. Vezi care sunt necazurile lor și cum le fac ei față. Am încheiat citatul din George Eliot. Oamenii te apreciază cu adevărat atunci când faci efortul, oricât de mic, de a încerca să vezi lucrurile din perspectiva lor. Apostolul Pavel scria: iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. Roman, capitolul 12, versetul 10. Toți cei pe care îi întâlnești se luptă cu o anumită teamă sau duc o luptă. Iar dacă ești grijuliu și sensibil, Dumnezeu îți va da un cuvânt prin care vor fi ridicați. În Isaia găsim scris, la capitolul 50, versetul 4, Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. Ce dar! Să fii în stare să ridici pe cineva care se luptă!